În perioada 26-28 octombrie, polițiștii Biroului Siguranță Școlară au intensificat acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, a cazurilor de absenteism școlar, a delicvenței juvenile și a victimizării minorilor, precum și pentru verificarea respectării normelor igienico-sanitare pentru răspândirea virusului SARS-CoV-2 în zona unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Călărași. La această acțiune au participat polițiștii de investigare a criminalității economice și de ordine publică. În cadrul acțiunilor au fost verificate șase unități de alimentație publică și au fost legitimate 121 de persoane, iar în urma abaterilor constatate au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de prevenire și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Astfel de acțiuni preventive vor fi efectuate și în perioada următoare sub coordonarea biroului Siguranță școlară al inspectoratului de poliție județean călărași. De asemenea, reamintim obligativitatea purtării măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în proximitatea unităților de învățământ până la o distanță de 50 de metri la intrarea în perimetrul școlii.